treime din persoanele infectate cu COVID-19 mint atunci când vine vorba despre simptomele pe care le-au avut. Este descoperirea unor cercetători canadieni care au intervievat 451 de persoane infectate cu vârste cuprinse între 20 și 82 de ani. 34% dintre acestea, când și-au avut boala, au negat că ar fi avut simptome, iar jumătate au recunoscut că au ascuns la un moment dat că, de fapt, au avut aceste simptome. De asemenea, un sfert dintre ei n-au spus adevărul cu privire la respectarea regulilor de igienă. Oamenii de știință spun că persoanele care nu au vrut să recunoască simptomele s-ar fi temut de presiunea socială. Discutăm și noi despre acest subiect. Medicul psihiatru Gabriel Diaconu, în direct acum la Digi24. Bună dimineața, domnule doctor. Mulțumesc pentru intervenție. Bună dimineața. Ține de rușine până la urmă? De ce am ascunde faptul că am avut niște simptome? Vorbeau canadienii despre această presiune socială. E cumva rușinos să te infectezi și să mergi să te tratezi? Probabil, pentru că nu o să știm de fapt niciodată ce a fost în mintea celor oameni, dar probabil că alegerea oamenilor de a ascunde simptome despre o boală despre care se știa foarte puțin, dincolo de resortul personal, a avut de-a face și cu strategia țărilor și a guvernelor de a preîntâmpina răspândirea epidemiei, anume instaurarea acestor cordoane sanitare sau instaurarea izolării, dar și a carantinei. Oamenii, când vine vorba de trimiterea lor într-un mediu de izolare, sunt foarte sceptici și încă de la început ar prefera să rămână la ei acasă sau ar prefera să fie îngrijiți într-un anumit fel, încât să nu se simtă închiși sau trimiși într-o formă de detenție medicală. Vedeți, noastră, din păcate, umanitatea, de-a lungul ultimei sute de ani, nu s-a mai confruntat decât sporadic și punctual cu astfel de fenomene. Și atunci gradul de educație socială și medicală a oamenilor a scăzut foarte mult. Drept urmare, la momentul de față, taifunul acesta planetar, care este de bună seamă și mediatic, a făcut ca, într-o bună măsură, un om, un cetățean anonim, când începe să aibă simptome sugestive pentru o infecție cu un virus, că e febră, că e durere în gât, dacă nu se simte imediat și vădit amenințat în sănătatea lui, să tacă mai degrabă decât să vorbească cu cineva, mai ales când vede la televizor sau citește în ziar că acei bolnavi vor fi trimiși în centre, vor fi ținuți un număr de zile sub observație. Nu cred că este doar rușinea, cred că este și o reacție psihologică la această componentă, să-i spunem, mai mult sau mai puțin colectivă de luptă cu ceea ce presa numește inamicul nevăzut. Deci încearcă cumva să se sustragă de toate aceste proceduri prin care trebuie să treacă, să gândesc, poate am o simplă răceală, poate trec singur prin această boală fără să mai merg la spital, ține și de acest aspect? Da, noi discutam, dacă vă aduceți aminte, nu cu mult timp în urmă, despre această populație, mai mult sau mai puțin pestriță a așa zișilor asimptomatice. Iată că în cele din urmă adevărul iese la iveală. În fapt și de drept să fii asimptomatic este o raritate și excepție în orice boală, dar să ai simptome de care nu vorbești este foarte posibil, cu atât mai mult cu cât după aceea s-ar putea, și de-abia aici începe, dacă vreți, și partea de stigmă socială și de marginalizare, s-ar putea să fii judecat, s-ar putea să fii tratat diferit de semenii tăi. La un moment dat, cât de mult ne-am dorit noi să preîntâmpinăm instalarea unei isterii în masă, așa, ea totuși s-a petrecut, pentru că eu sincer cred că adaptarea oricărui sistem medical ține și de anumită maturitate a lumii în care sistemul ăla se întâmplă. Și de bună seamă că societatea, inclusiv aici în România, se pricepe mai mult sau mai puțin să facă față unui astfel de fenomen. Motiv pentru care, chiar la momentul la care vei afla că vecinul tău sau prietenul tău sau tovarășul tău de viață a avut boala, ai putea să te duci către el, dar în România se întâmplă că mai degrabă ai să-l respingi, ai să-l pedepsești și ai să-i pui stigmata pe el. Și atunci este preferabil să tacă oamenii, se vor gândi poate unii dintre ei, este preferabil să ascundă ce li se întâmplă. Există și un sondaj de opinie făcut la un moment dat în România cu privire la lucruri care nu țin neapărat de natura simptomelor, cât care țin de transparența oamenilor la întoarcerea dintr-o zonă endemică de coronavirus și atunci cifrele erau foarte mari. Oamenii și atunci mințeau că vin dintr-o zonă în care fusese, sau mai bine zis trecuse, virusul prin populație, tocmai din același motiv de a nu fi trimiși în carantină. Ori aici, statele, guvernele, mecanismele medicale și sanitare publice de a face față, ar trebui să mentalizeze situația aceasta, ar trebui să schimbe tonul conversației. Pentru că tonul conversației agresiv, directiv, rigid, punitiv,
nu face decât să arunce în penumbră acei oameni pe care de fapt vrem să-i chemăm la dialog. Vrem să discutăm mai bine cu ei și vrem să ne adaptăm modelul nostru medical contextului sociocultural, pentru că îmi pare în anumite momente că mecanismul medical de intervenție a devenit cam proverbul respectiv care spune că pentru un ciocan toate devin cuie. Și iată că sunt oameni care vor spune, în momentul în care și-a spus simptomele, noi nu suntem cuie, noi suntem oameni. Și pierderea omeniei face parte la un moment dat și din trauma pe care o suferă intervenanții. Lumea aceasta în care trăim este o lume care permite nefiresc de multe opinii și păreri și din ce în ce mai puțin avizate, dar răspunsul la această constatare n-ar trebui să fie un autoritarism de ăsta feroce. Pentru că imaginați-vă ca și într-un microcosm mic, dacă ai un părinte autoritar care își bate copilul că de ce m-ai mințit, copilul ăla nu o să înceapă să spună adevărul, o să minte și mai abitir. Mulțumesc mult, domnule doctor Gabriel Diaconu, pentru explicații. A fost